După 10 luni de pandemie, vaccinul ne-a dat speranță. Dar la noi autoritățile nu par interesate de imunizarea populației. Așa că de Revelion au pus vaccinarea pe hold pentru 3 zile. Regizorul Ion Ardeală Ieremia este revoltat. De 10 luni nu mai simte că face teatru. De când cu COVID-ul, sălile sunt mai mult închise, iar el și-a mutat activitatea pe Zoom. Îi este dor de public, de aplauze, de emoția unui spectacol adevărat. Teatrul înseamnă contact. Contact cu publicul. Orice actor vă poate spune că simte respirația sălii, se simte, e un plămân care reacționează la ceea ce prestezi tu pe scenă. Acest plămân ne este virusat, ca să mă exprim de sezon. A crezut că odată cu apariția vaccinului, încet, încet vom reveni la normalitate. Cei responsabili de campanie îi dau un gust amar. În decurs de o săptămână au folosit doar 7% din dozele primite. Asta îl duce pe Ieremia cu gândul la două lucruri. Organizarea, care este fundamentală nouă, ne este fundamentală nouă, și doi, se vaccinează la gri persoanele importante din stat. Mie va veni rândul undeva pe la începutul lunii mai, iar cu asta nu sunt de acord. Eu vreau să mă vaccinez cât mai repede. Citesc în presă că Israelul a vaccinat în primele două zile 600.000 de oameni. Vede în vaccin singura soluție. Te protejează de boală, te scapă de restricții și relansează economia, cel mai important. Așa că nu înțelege pe cei care se opun vaccinării. Îmi aduce aminte de situația ilară de la mijlocul secolului XIX, când la celebrul magazin Harrods din Londra s-au montat scări rulante și clienții leșinau de frică pe scările rulante și erau îmbărbătați cu cât un păhărel cu coniac.